Bună tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube. Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru tot corpul, un antrenament de 20 de minute, puțin mai intens, însă foarte eficient, pe care vreau să-l pui în practică cu mine. Dacă scopul tău este să faci o schimbare majoră pe tot corpul și vrei să pui doar un antrenament în practică, este un antrenament grozav pe care poți să-l pui în practică atât acasă cât și la sală. Pentru acest antrenament vom folosi două greutăți mai micuțe, cele pe care le folosesc eu sunt de 2,5 kg fiecare, așa că dacă tu ai greutăți puțin mai mari sau mai micuțe, poți să le folosești pe cele pe care le ai tu. Dacă nu ai greutăți, poți să pui antrenamentul în practică și fără greutăți sau poți să improvizezi cu 2 sticluțe cu apă. Haideți să trecem la treabă, însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe, pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi pentru voi și vă va ajuta să obțineți corpul dorit lucrând de acasă, cu sau fără echipament. Toate fiind spuse, haideți să începem! Foarte bine, vom începe cu primele exerciții din picioare, vom avea 40 de secunde fiecare exercițiu cu 20 de secunde pauză între exerciții. Luăm ambele gantere, despărțim picioarele bine, coborâm în genoflexiune cu mâinile printre picioare, apoi te ridici în sus și ridici brațele drepte deasupra capului. Te lași cât mai jos în genoflexiune și îndrepți bine brațele deasupra capului. Vom repeta 40 de secunde acest exercițiu. With your hand on my knee, every single feeling comes back to me. Your lips pressed against mine after a night. We got drunk and ended up at your place. That kind of love is not easy to find, babe. I haven't felt that since you went away. Picioarele foarte, foarte puțin depărtate. De aici ne aplicăm în jos cu gantele pe lângă picioare, îndoi foarte, foarte puțin genunchii, te apleci cât mai jos, te îndrepți ușor în sus, încerci să încorci puțin fesele când te ridici în sus. I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You. Descurci de minune! Put on your dress. We can play your favorite song. And I will take care of you, care of you, care of you. Foarte bine! Din nou puțin a plecat. De aici brațele drepte în jos și îndoim coatele, le duci în spate, apoi îndreți ușor înapoi. Vreau să îndoi foarte bine, să ajungi cu coatele la nivelul spatelui. Îndoim, stai acolo puțin, îndreți ușor înapoi. Breakups leave the scars, you don't need to be ashamed. Everyone's got their hearts broken sometime. Let's go out and lose our minds, forget all about him. You can put on your dress, dancing to your favorite song. Foarte bine! Următorul exercițiu vom face pandări în lateral cu ambele gantere. Te lași în lateral pe acest picior, ganterele pe dinăuntru, pe lângă picior, apoi te îndrepți ușor înapoi. Lasă-te cât mai jos! Thank you.
foarte bine, schimbăm exact la fel pe celălalt picior, gantelele înăuntru pe lângă picior și te lași în lateral cât mai jos. 40 de secunde și acest exercițiu. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands. Foarte bine, lăsăm o gantelă deoparte, lucrăm doar cu o gantelă. Ții gantela la piept, te rotești în lateral pe ambele părți, rotești bine bazinul, apoi împingi în față drept, revii cu ea la piept și repezi de la început. Repetăm 40 de secunde. Ne rotim, revenim și împingem în față. Vom face o genoflexiune, te duci în genoflexiune cu gantela printre picioare, apoi te ridici în sus și o ridici deasupra capului. Din nou repetăm 40 de secunde. Piciorul drept, iar de aici îl ridicăm în sus, ușor, îl ridici cât mai sus, revii ușor înspre saltea. Wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Te descurci de minune, suntem aproape la jumătatea antrenamentului, așa că vreau să stai cu mine până la sfârșit. Foarte bine, lăsăm și gantele aceasta deoparte. Pentru acest exercițiu vom veni cu genunchii înspre piept, alternativ vii cu acest genunchi cât mai aproape de piept îndrept, sau vii cu celălalt, te duci cu cotul înspre genunchi îndrept. Ții picioarele sus de pe saltea pe tot parcursul exercițiului. Don't want.
aceste două exerciții și pe celălalt picior. De partea aceasta, primul exercițiu, gantra pe picior, ridicăm piciorul drept în sus, cât de sus poți, revii înspre saltea. 40 de secunde. Exercițiul dinainte, venim pe rând cu genunchii înspre piept, însă piciorul care este pe partea cu brațul, atingem cotul și genunchiul. 40 de secunde. Nu uita să ții picioarele sus de pe saltea pe tot parcursul exercițiului. Exerciții, ținem gantera sus, o cuprindem cu mâinile, o ținem drept sus, iar acum venim cu picioarele drepte în sus, cât mai aproape de gantera, le duci ușor înspre saltea. 40 de secunde, încearcă să ții spatele lipit de saltea. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from their armplay. We could be as one and escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain. Foarte bine! Ne sprijinim pe fese, vom sta pe fese. Următorul exercițiu este de aici, din nou cu o gantelă, cuprins gantela cu ambele mâini. La acest exercițiu poți să ții picioarele pe saltea sau sus, dacă le ții sus de pe saltea e mai intens, dacă le ții jos e un pic mai relaxant. Ne rotim pe ambele părți, foarte bine! Picioarele drepte, de aici muți gantela de lângă acest braț, lângă celălalt și înapoi. Vreau să încurtez puțin abdomenul pe parcursul exercițiului. Continuăm cu
următorul exercițiu. Punem gantera pe picior, ne sprijinim pe cot și pe picioare, picioarele drepte. Și de aici împingem ușor talia înspre saltea, apoi o împingi ușor înapoi în sus. Mișcările ușoare la acest exercițiu, însă vreau să te concentrezi, să împingi talia cât mai aproape de saltea. Cealaltă. Gantera pe picior, împingi talia cât mai aproape de saltea, împingi ușor înapoi în sus. Mai avem foarte puțin, vreau să stai cu mine până la sfârșit. Foarte bine! Continuăm cu următorul exercițiu, tot pe spate. Vom face abdomene scurte, picioarele îndoite sus, doar cu o gantelă. Ne ridicăm cât de puțin în sus, ridici umerii cât de mult poți tu de pe saltea. Keep on acting now like strangers, scream out loud. I will go if nothing changes, so change your heart. Lăsăm gantera deoparte, ne așezăm pe burtă, ridicăm braț, picior opus, schimbăm. Mișcările ușoare, ridici braț, picior, revii, celălalt braț, celălalt picior. Din antrenamentul de astăzi, nu știu voi, însă eu l-am simțit foarte, foarte bine. Este un antrenament pe care poți să-l pui în practică atât acasă cât și la sală, dacă vrei să faci o schimbare la tot corp. Sper că ți-a plăcut acest antrenament, nu uita că sunt aici foarte des cu antrenamente noi pentru voi, așa că neapărat apasă pe acel buton de subscribe să nu ratezi niciunul dintre ele. Și cum am menționat și la început, poți să pui antrenamentul în practică cu greutăți, cu greutăți mai mari, mai mici, sau dacă nu ai greutăți, poți să improvizezi sau poți să faci fără greutăți. Ca atât pentru astăzi, spor la antrenament în continuare, iar noi ne vedem data viitoare.